fiecare dormitor amenajat în alt stil și totuși ambianța generală să fie unitară? Da, se poate! Haideți să descoperim alături de designerul Roxana Revin spații deosebite în zona de noapte, dar mai ales nivelul spectaculos al mansardei. Știi că îți spuneam de partea asta de călătorii și cât de multe, să zic, elemente aduce din fiecare călătorie clienta și vreau să-ți arăt camera mea preferată. Nu știu cum le fac, dar la mine tot timpul e o aventură cu implementarea și te rog, ea are și o denumire, se cheamă camera Safari. Este superbă! Superbă! Mi se pare că textura aceasta din materiale super basic, cu un pic de ghidaj către meșteri și cu corpurile acestea de ratan. Vai, dar ce frumos arată! Zici că chiar ai ajuns undeva relaxant, așa, zici că ești într-o vacanță. Am chiar încercat de la, nu știu, textura lenjeriei să fie în această tematică de in, bumbac un pic mai texturat, cu tăblia, patul neapărat să fie mai jos, știi că ai altă senzație. Așa e. Și să peretele acesta, care cred că a fost refăcut de 3 ori, pentru că meșterii n-aveau conceptul să te încuiască. Neregulat. Da, vreau de chiar să fie drept. Și veneam și efectiv eram, nu, puneți așa și să fie, și erau, pe cum să facem așa, domnișoară, vede clienta, ne dă afară sau ceva. Da. Credeți-mă, asta dorim. Veneam a doua oară, era așa un pic, zic, nu, deci fiți atent. Luați și cu personalitate, nu știu, cu putere, cu ce vreți voi, faceți așa. Și mi se pare că a ieșit fix ce trebuie, adică a ieșit absolut superb. Și să înțeleg că aici, unde suntem la etaj și unde ziceai că sunt dormitoare diferite, fiecare dormitor e diferit? Da, fiecare este, adică, cu tematica ei, la fel și băile. Deci fiecare cameră cu tematica ei. Da, e o bucățică, să zic, pentru fiecare stil, aș numi. Da, o să o las pe colega mea, Roxana, să-ți povestească ea mai departe, pentru că cumva ea a dezvoltat foarte mult aceste detalii. Roxana, cât de spectaculos arată toată tapiseria asta care a devenit tăblie. Da, suntem aici în dormitorul modern. Știi ce îmi place? Contrastul de texturi pe care l-ați făcut, dar și contrastul de umbre și lumini, ca să spun așa. Sunt așa de frumoase veiozele astea. Da, un efect special, da, în și camera asta, care pare oricum simplă, așa simplă, dar uite, să venim cu un accent. Da, ați coordonat țesăturile, da, de foarte țesături frumos, cu acest verde mentă. Și să știi că a fost neașteptat pentru mine lenjeria asta, dar ce bine dă aici, adică chiar ați reușit să ziceți o poveste. Un dormitor simplu, dar care prin texturi și culori și materiale să-l scoatem puțin din anonimat. L-ați scos bine din anonimat. Am înțeles că mai urmează? Mai urmează, da, da, da. Roxana, ce dulap fantastic! Adică dacă cineva ar trebui să-și cumpere o casă, cred că ar trebui să se uite după un hol din acesta. Da, holurile de obicei sunt niște spații moarte, iar aici noi am profitat de acest spațiu, puțin mai lat, și am venit cu această depozitare. Foarte generoasă! Din MDF vopsit, căreia i-am aplicat niște oglinzi pentru a mări vizual spațiul. Adică ați vrut să mergeți, să dați iluzia, da, de spațiu mai larg. Da, da. Și se reflectă și tablourile. Și tablourile, da. V-ați gândit și la o pată de culoare. Da. Foarte frumos! Wow! Și aici un alt dormitor? Da. Altă tematică. Foarte, foarte multă muncă din partea voastră. Fiecare cameră diferită, dar totuși se leagă între ele. Se leagă prin faptul că am ales niște nuanțe neutre, pământii, adică nu am exagerat cu culori prea contrastante. Sau stridente, da? Pentru, da, pentru a accentua, pentru a urma un fir roșu, ca să zicem așa, al amenajării. Și ați intervenit punctual, nu? Adică da, v-a permis să veniți cu decorațiuni.
Aici avem un tapet ce imită marmura. Da. Peste care am aplicat niște profile decorative. Ce îmi place că ați înlocuit noptierele cu niște măsuțe. Da, ele sunt de fapt măsuțe de cafea, însă foarte bine pot să ia rolul și unor noptiere, da, și îmi place că în fiecare cameră ați inserat câte un element neașteptat. Adică nu este asortat așa ca la carte, ci a ținut cont de povestea, nu? Beneficiarilor. Da. Aici o zonă, uite ce exemplu foarte bun pentru oameni, la capitolul contraste de culori și ce adâncime dă negrul, da, sau culoarea adâncime închisă, nu? Da, exact, asta a fost intenția noastră. Faptul că ați folosit închis la zona asta de măsuță, dar ați continuat cu draperia. Adică da. nu ați fragmentat spațiul, ați creat un colț. Trecerea lină. Exact. După aceea ai intervenit cu acest galben care... Pata de culoare. Să ieșim puțin din monotonie. Din... Exact. Adică lumina pe colțul acela închis. Da. Deci... Fiecare dormitor diferit, cât timp v-a luat toată treaba asta? În jur de un an și ceva, toată... Da, să alegeți fiecare detaliu, fiecare, adică oamenii ar trebui să înțeleagă că pentru o casă așa de spectaculoasă e nevoie de timp, nu? E nevoie de timp și foarte multe lucruri nu se văd. Investiția, cred că mai mult de 50%, este în lucruri care nu se văd, în instalații, în manoperă, în șantier, în materiale. Mai descoperim vreun spațiu? Da, mai avem. Hai să vedem baia de aici. Roxana, o saună? Nu este ceea ce pare, e doar un duș, însă... Aici suntem în baia industrială, unde am combinat dec cu o ceramică gri. Și ce e foarte interesant aici e că diferența de preț a fost considerabilă. Adică cumva am balansat, să zicem așa, bugetul, alegând o ceramică mai ieftină cu... Adică mai simplă. Da. Vai, dar este un efect... Deci eu mă uit cu gura căscată, deci nu vine să cred. Dacă... aș fi venit pentru prima dată, m-aș fi uitat după butoanele să apăs sau nu. Acum că ai zis că v-ați jucat în felul acesta, îmi dau seama că da, stai puțin, că nu putea să fie saună pentru că paravanul nu e până în tavan. Da. Da. Deci... El are dublu rol. Odată să nu treacă apa de la duș și faptul că lasă să pătrundă cumva lumina naturală, rămânând acel gemuleț după. Ah, da, pentru că ați vrut să compensați treaba asta. Și acum m-am prins că, într-adevăr, dacă folosești la duș lemn exotic, lemnul exotic costă foarte mult. De mult, da. Da. Așa este. Așa și e. Cumva am ați folosit aici. Merbau? Esență de merbau, parcă. Da. Care e roșiatic cu gri. Fantastică idee, fantastică. Avem și aceste corpuri de iluminat care dau așa un efect difuz al luminii. V-ați jucat și cu partea asta. De fapt, preluminiu, texturi. Știi ce mi se pare interesant? Mi se pare interesant că ați compensat un aspect oarecum industrial cu partea de exotism, de relaxare și după aceea cu stare de bine prin lumină. Exact. Sunteți absolut fantastice, foarte, foarte frumos. Abia aștept să văd mansarda. Acum, urmează mansarda. Da, ce spațiu fabulos! Deci câte lucruri văd aici! Roxana! Cea mai creativă din acest proiect și care e pe sufletul nostru e de departe această minunată mansardă. Dar cum ați procedat aici? Matrimonial.
Cum ați procedat aici? Ați venit cu o placare? O placare de rigips și în spate am aplicat benzi lumini LED. Și da, pare așa că levitează. Vai, dar ce frumos arată! Și tapetul. Este senzație! Pădurea, ca să aducem natura cât mai aproape de noi, pentru că în această perioadă toată lumea e mai înclinată cumva către zona asta de a fi cât mai aproape de natură și asta am încercat noi să facem aici. O oază de relaxare. Oază pentru... luxoasă de relaxare. Pentru clientă, da. Ați adus luxul hotelurilor aici. Mamă, dar ce frumos ați îmbinat pardoseala. Da, ceramica hexagonală îmbinată cu parchetul chevron din lemn triplu stratificat. Ah, și ăsta este șemineul de care da, zicea Hoinal, nu? Da. Pentru că aici v-a permis chiar să fie funcțional. Da, 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 da. E pe lemne. Practic ați construit un horn, că erați foarte aproape de evacuare, ca să zic da, așa. Da, da, am avut... am întâmpinat ceva provocări pe zona asta, însă... Care au fost provocările? Că oamenii nu se așteaptă. Una dintre provocări a fost să găsim meșterii pricepuți care să placheze acest șemineu cu marmură și care să facă izolarea la acoperiș, să ne asigurăm după ce hornul iese. Că e totul etanșat. Totul etanș, da, exact. Da, și... de fapt sunt foarte importante lucrurile astea ca să te poți bucura de acest lux. Vai, dar este fascinant. Îmi place și patul acesta cu laterale. Ia, stai și tu jos aici. Ma, ce spațiu de conversație se creează. Nu, deci, am intuit bine? Da, acolo este un mobilier special cu o telecomandă. Când acționăm, se ridică televizorul. Pentru că nu aveam unde în altă parte să-l poziționăm și n-am vrut să stricăm deloc... simetria dată de fereastră, da, oaza asta gândită aici... Foarte, foarte tare, dar pentru așa ceva e nevoie de proiectare, nu? Minuțioasă. Da, corect. Adică trebuie, ați prevăzut inclusiv partea de electrice ascunsă, da, nu? Da, da, totul e ascuns. Și ați folosit... Practic, echipa de muncitori care a fost pe acest șantier s-a ocupat special și de partea de mobilier. Și am mai văzut un spațiu la care tânjește orice femeie. Hai să ne-l arăți. Oh, ce pădure, ce atmosferă! Și aici... zona de dressing. Aici zona de aranjat una și alta. Foarte importantă pentru client, zona unde își face tabieturile dimineața, unde am avut grijă să acentuăm... Ce frumos arată! Arată foarte frumos! Luminată, să se vadă din cap până în picioare. Zici că e ca în filme. Roxana, felicitări! Absolut spectaculoasă casa asta! Absolut spectaculoasă! Dacă ar fi să facem un rezumat, ce am putea să le spunem oamenilor ca să obțină așa ceva? Un spațiu atât de frumos? Păi, în primul rând, să fie deschiși, să aibă încredere în profesioniști. Profesioniști. Comunicare e foarte importantă, adică noi trebuie să înțelegem de la bun început care sunt cerințele, care este bugetul. Limitările, practic, nu? Limitările, exact. Dar eu cred că tu ai zis un lucru esențial, încredere. Încredere, da. Să aibă încredere în arhitect și în propunerile și în soluțiile cu care vine în întâmpinarea lui.